Salutare tuturor, sunt Natalia și bun venit la canalul meu de YouTube. Dacă nu ești abonat, abonează-te la canalul meu și scrie o temă de care te interesează sau pur și simplu urmărește-ne. Deci, am primit un sfat de la o prietenă ca să continui filmulețe cu experiențe din viața mea de mămică a doi copii. Și m-am hotărât să încep acest, nu proiect, dar aceste filmulețe chiar astăzi, de ce nu? Vreau să vă spun, dragilor mămici și viitoare mămici, care sunteți gravidute sau care urmează a fi gravidute sau care aveți în plan să fiți gravidute, în această perioadă minunată, când ești însărcinată, nu vă băgați în cap diferite chestii și prostii care le auziți fie de la părinți. E normal, toată lumea își face griji pentru voi când sunteți în așa stare minunată. Deci, nu vă băgați în cap prostia că sunteți un oarecare dita mai dinozaur care are nevoie de anumite produse în orice timp. Nu, trăiți viața voastră de gravidiță așa cum ați trăit-o până acum. Ce vă pot spune? Când eram însărcinată, în prima sarcină am adăugat 10 kg. Nu e mult, nici puțin, dar e normal. Am avut un regim alimentar pe care mi l-am făcut eu, în care am inclus toate vitaminele necesare, de aceea vă spun că nu a fost necesar ca medicul să-mi dea alte suplimente de vitamine sau careva, de obicei care le dau medicii gravidutelor. Eu nu am avut nevoie și nu a fost necesar pentru corpul meu. De asemenea, în prima sarcină a fost minunat. Dacă nu mai sunteți în stare să munciți sau v-ați luat concediu de maternitate, nu stați acasă graviduților în fața televizorului. Nu stați în fața televizorului și pierdeți timpul. Mergeți, călătoriți. Aceasta este perioada când trebuie să călătoriți prin toată Moldova. Dacă aveți posibilitatea, măcar și prin toată lumea. Până în luna a 5-a. Poate că 5-a, 6-a după va trebui să călătoriți doar cu permisiunea medicului. Și va trebui să luați un certificat anumit cu care vi se va permite să călătoriți cu avionul. Așa, o mică informație pentru cei care vor să călătorească. Dar dacă sunteți acasă, nu dispuneți de un anumit buget, călătoriți prin Moldova. Cunoașteți-vă satul. Mergeți oriunde mergeți, nu stați acasă și pierdeți timpul. Ce am mai făcut? Schimbați-vă alimentația, mâncați cât mai sănătos. Acesta depinde sănătatea copilului vostru. Am mai făcut filmulețe ce ține de graviduțe. Alimentația este foarte importantă și nu numai când sunteți însărcinate. Acum să vă spun despre copiii noi născuți care, deseori, mamele se confruntă cu colicii. Păi uite, vă spun, copiii mei nu au avut nicio zi de colici, nu au avut niciodată colici, copiii mei nu știu ce înseamnă dureri de burtică. Da-da-da! Și vă spun de ce. Mi-am schimbat radical alimentația chiar înainte de a rămâne însărcinată. Și nu vă spun acum să vă schimbați total alimentația. Dacă aveți posibilitate, de ce nu? Dar eu am vrut să experimentez pe pielea mea și pe corpul meu să schimb alimentația radical și anume am renunțat la carne. Bun, veți spune că fără carne nu puteți trăi. Posibil nu puteți trăi, dar gusturile se educă. Gusturile se educă. Și dacă e să vorbim real, uitați-vă ce carne avem pe piață. Dacă veți ști de unde și cum vine carne aceea, veți renunța foarte, 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 foarte ușor la această carne. Și dacă e să vorbim real și sunteți oameni mari și deștepți, știți că carnea nu are gust fără condimente. Așa că dacă veți pune aceleși condimente la careva legume, veți mânca carne curată și foarte gustoasă. Așa.
Deci, am înlocuit carnea, ce ține de alimentație, am înlocuit carnea cu alte produse de origine vegetală. Aceeași proteină care o conține carnea, am găsit-o în origine vegetală, și anume boboasele. Toate boboasele sunt foarte bogate în proteină. Ce am mai renunțat? Bine, veți spune, hai că la carne mai renunți, cum mai renunți, pentru că da, se face wow în sfera alimentației. Dar eu am renunțat și la produsele animaliere. Ce conțin produsele animaliere? Sunt toate produsele provenite de la animale. Ok, cu excepția mierei. Miere de albine. Da, noi consumăm miere de albine. În rest, nu am consumat niciun produs lactat, ouă, brânză, cașcaval, nimic absolut. Am înlocuit. Important este să înlocuiți. Slava Domnului, în Moldova găsești foarte multe legume și fructe. Când am fost însărcinată, ce am mai făcut? Nu am făcut sport, dar am mers mult. Am călătorit. Eu am călătorit în regiunea în care trăiam, pe acolo am călătorit, că cunoșteam orice piatră de pădure și de pe drum și de pe oriunde. Da. Ce ține de naștere? Nu aș spune că am avut naștere ușoare. Nu știu, depinde de fiecare în parte femeia. Fiecare femeie în parte este o enigmă și fiecare trăiește și corpul percepe anumite lucruri diferit absolut. Așa că de naștere nu mă agăți, fiecare naște cum poate, e important să nască natural. Fetelor, optați să nașteți natural, nu vă fie teamă, pentru că va fi foarte bine pentru bebelușul vostru și voi știți aceasta. Nu ascultați pe prietenele voastre care și-au făcut cezariană și le-a rămas un mai semn pe burtă. Și acum vă îndeamnă și pe voi că e foarte ușor. Nu! Veți avea probleme cu alăptarea. Este un factor foarte important pentru bebelușul vostru. Nu mai spun pentru sănătatea voastră, care reduce cancerul atunci când alăptez, dar, ok, asta e altă temă. Dacă aveți probleme, da, și dacă vă sfătuiește medicul că trebuie și trebuie, atunci poftim, dacă nu aveți de alege, da, așa. Nu optați pentru cezariană. V-am spus de colici, nu am avut nicio zi de colici, copiii mei au dormit toată noaptea și eu am dormit toată noaptea, sunt atât de fericită că copiii mei de mici au dormit toată noaptea. Iar când spun toată noaptea, este de la orele 9 până la orele 4. Este foarte important aceste ore să doarmă mama și copilul deosebi. Da, se spune că copilul trebuie hrănit din 3 în 3 ore. Sunt de acord, dar am avut, bine, asta e și la Moldova și peste tot, dar atunci când am spus că copilul meu doarme aceste ore, medicul m-a sfătuit să-l las să doarmă, pentru că copilul simte foame și se trezește. Dacă este născut la termen, se trezește și face un sunet că nu rămâne flămând bebelușul, are el drepturile, știe drepturile de micuț. Așa că mi-a spus că dacă doarme aceste ore fără să se trezească, este ok, lasă-l să doarmă. Și așa mi-am învățat copiii cu ușurință să doarmă absolut toată noaptea, doar că seara îl hrăneam foarte, 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 foarte bine și dormea toată noaptea până la orele 4. Ce mai este? Despre ce să vă mai povestesc? Ei bine, cam asta a fost pe azi. Voi pune un filmuleț cu etapele următoare de după naștere, până unde m-am oprit, în clipulețele următoare. Vă aștept și abonați-vă la canalul meu, vă rog, abonați-vă la canalul meu. Nu vă rog, puneți like. Pa, pa!